Da. Ia de să... 11. 11. Ne ducem la 11 ca să tiem tema. Da, da, și 10 am făcut-o, la să știți. Așa. Deci, 11 pagina, 11 pe pagina 128. Să vedem ipoteza, zice așa. Pe laturile ardeșe ce are trimis-o și la BC. Deci, ea zice, unghiul A, B, C, isoscel. AB congruent cu AC. În care AB congruent cu AC. Se păstrează punctele M și N așa încât să avem, deci pe M pe AB, să zicem și noi, M aparține lui AB. M aparține. Problema 11, doamna profesor. Da, 11. M, M pe AB. Așa. Pe AB. Și N este pe AC. Dar nu la întâmplare. Așa încât să avem AM congruent cu AN. AM congruent cu AN. AM congruent cu AN. Perpendicularele M și N pe AB respectiv AC. Deci, perpendiculara în M pe AB intersectează AC în E. Deci, fie D1 perpendiculara, fie D1 perpendiculara în M pe AB. M, D1 perpendiculara pe AB. Și D1 asta intersectează AB egal punctul M. Deci, atenție cum am scris. Am zis așa, perpendiculara în M pe AB, am tradus-o în matematic așa, fie o dreaptă D1, perpendiculară pe AB. Și unde e dusă perpendiculara asta? În punctul M. B. Și de aceea zic că D1 se intersectează cu AB și îmi dă punctul M. M. De aceea am scris matematic. Ce aici a spus autor. Și acum fie D2, D2, perpendiculara pe AC. Deci D2 perpendiculara pe AC. D2. Care intersectează AC în E. Dar unde e dusă D2 în M? Adică D2 intersectează AC și îmi dă punctul N. D1 asta intersectează pe AC și egal punctul E. Iar D2 intersectează pe AB și egal punctul F, cred că. F, da. Să se demonstreze că, concluzia, să se demonstreze că A e, A mic, A e congruent cu AF, A e, segmentul A e congruent cu AF, B e congruent cu CF, B e congruent cu CF, ăsta e la punctul A. La punctul A, deci sunt două chestiuni. Punctul B. Să demonstrăm că triunghiul MFO, triunghiul MFO, congruent cu triunghiul MEO, MEO, dar cine este O? Unde O, punctul O este egal cu EM, E, M intersectează cu F, intersectat cu F, N.
E M, intersea cu F M. Și C. Și C, punctul C. Să arătăm că AO e perpendiculară pe BC. AO perpendiculară pe BC. Repetăm. Deci se dă un triunghi social. Haideți să desenăm. Sigur că da. Haideți să desenăm. Corect, spui. Deci se dă triunghi social. A, B, C. Și să luăm pe M un punct pe AB și N pe AC, așa încât AM să fie cât AN. Deci, dacă le iau aici M, și N să fie tot așa. AM să fie cât AN. Nu la mijloc. Că nu spune să fie M și N în mijloc. Nu-i zice pe mijloc. Zice așa, M-i pe A, B, M-i pe A, C, așa în fel cât A, M să fie cât A, N. Nu luăm cazuri particulare. Deci nu ne ducem la mijloc, ca să fie un caz particular. Putem să luăm oriunde pe oriunde pe M și pe N, dar așa fel cât A, M, ca lungime, să fie cât A, N. Da. Înțeles, da? Da. Fie de unul dreaptă, care e perpendiculară pe AB. Deci, în punctul M, ducem o perpendiculară. Ce înseamnă perpendiculară? Se formează 90 de grade. Da. Deci, perpendiculara asta dusă taie pe AC într-un punct E. Parcă așa am înțeles eu. Deci, dând în o dreaptă de 1, asta e dreapta de 1. De 1, perpendiculară într-un punct pe AB, dusă, taie pe AC în punctul E. Iar cealaltă perpendiculară dusă în partea cealaltă, taie pe, o să taie pe AB într-un punct F. E vorba de D2, cea de-a doua. De 2. EM, EM se intersectează cu FM. EM. EM cu FM într-un punct 8. Dar pe MN trebuie să luăm ca să fie, ca să alcătuiască două puncte 90 de grade? Cine? Pe MN. Păi am zis, tu ce perpendiculara în M, pe AB. Deci aici am 90 de grade și aici tot 90 de grade. Dar ar trebui, adică, pe desenul să vedem și pe spația 90, M și perpendiculara din M să fie N? Sau? Cum? Perpendiculara în M pe AB. Adică, Mirana, ai așa o dreaptă, AB, și ai un punct și duci o perpendiculară pe asta. Da? Am ridicat o perpendiculară în M, dar fiind ea un pic oblică, și perpendiculara este oblică. Deci important aici când măsurați cu unghiul este câte grade să fie și cu raportorul. Să fie 90 de grade, da? Sau dacă aveți un echer, e și mai bine. Că puneți cu echerul și fixați și ați tras. Da? E foarte ușor cu echerul decât cu raportorul. Cum punem? Cum punem noi? Punem o latură pe... Ia uite cum îl punem. Punem o latură. Uitați așa. O latură o punem pe dreapta AB. La unghiul drept. Și cealaltă, pur și simplu, tragem pe lângă ea. Da? Și aici avem unghiul 90 de grade. Deci o latură pe AB și cealaltă am tras. Da? Am tras altă. Deci o latură pe AB, da? Cealaltă trasă. Azi mai fac așa. Repetăm. De se dă triunghi isoscel, nu degeaba. Când pronunți triunghi isoscel, înseamnă are două laturi egale, nu? Da, și unghiurile la bază concurente. Imediat asta este lucrul ce a apărut. Și dacă ar duce înălțimea, pică la mijloc. Corect.
Da? Pică la mijloc și mediană și mediatoare de toate. Da. Ei, în punctul, se iau pe AB un punct M și pe AC un punct N, așa în fel cât am M, cât am N, ca mărime. Deci asta de aici, cât asta de aici. AM e cât AN. Cum AB toată a fost cât AC, știu că AB toată e cât AC, dacă am luat AM cât AN, și MB va fi cât NB, NC. Prin diferență, nu? Da. Bun. Deci mai noi, între timp, ne fixăm asupra unor lucruri. Deci dacă AB toată a fost cât AC și am luat AM cât AN, o rămas că și MB să fie cât NC. Dar nu se poate și MF cu EN? MF cu EN, nu știu. Că eu am dus perpendiculară și-o tăiat undeva, dar nu știu cât mai sus sau mai jos rămâne, probabil să demonstrez asta. Sigur, o întrebare la care ți-ai pus-o tu, dacă MF ar fi cât NE. O întrebare. Și la fel, dacă FB e cât E. C. Dar dacă demonstrăm că FM e cât NE și E C va rezulta. Da. Că e cât FB. Cum asta tot a fost cât ăsta tot, dacă am scăzut bucăți egale și astea. Sau dacă arătăm că astea două micuțe sunt egale, rămân astea egale. Deci, sunt foarte multe întrebări care pot să apară. Putem să M, A, F... Stai să vedem cine ce e acum, autorul. Zice A e cât A F. Mai întâi să arătăm că A e... A, F. E cât A F. A e... Ar trebui să găsim un triunghi în care se intre A, E. Un A, O, să... Să, da, în A, O, să mai tragem o linie. Da, și putem duce așa până la O. Să fi A, F, O cu... Nu? A, cu... F... A, nu, nu. A, O, E. A, O... S-a spus să facem ce e. Deci nouă ni se cere să arătăm că A, E cât A, F. A, E cât A, F, A, F, O cu A, E, O. Da. Să nu dau triunghiuri și ăsta ca să am gândit și eu acum. O secundă. Nu-i cazul să te repezi, pentru că poate el să gândește la altceva. Sigur că în principiu rămâne aceeași chestie. Găsim două triunghiuri în care se intre A, E și respectiv A, F. Tu, Miruna, când te-ai dus în triunghiul A, O, E, ce elemente ai încât să-ți folosească pentru a arăta că triunghiul ăsta e cât ăsta congruent. Ai pe AO comună și atât. Ducându-o pe AO, ai apelat la un triunghi pe care l-ai construit în plus, fără să vezi foarte bine dacă ai elemente. Deci vreau să vă atrag atenția că în momentul în care ne-am propus ca să arătăm că A e cât A e, este foarte important nu să mai punem noi niște linii acolo și să construim un triunghi care despre care, ci cel care iese deja din figură. Că sunt elemente care te pot ajuta. A fi triunghiul M, O, F. M, O, F. M, O, F. Dar nu ți intra AF, mă. Ți trebuie să ți intre AF. Tu fugi nebunit după AF. Să fie AF prezent. Ai două puncte. Îți mai trebuie al treilea. Ca să faci triunghiul. Deci AF. AF. Cu AFM. Cu AFM. Despre cele două triunghiuri am deja în A, E, F, M, am pe A, N, în cealaltă A, A, M, despre care știu că A, M, e cât A, M. Deci și dreptunghice, după cum am, nu? Și dreptunghice. Deci, sunt niște elemente atât de... Voi vreți să faceți problema fără să vă uitați la ipoteză. N-aveți nicio șansă, copii. Păi degeaba am dus eu A, M, cât A, N? Nu degeaba. Trebuie să țin cont de asta. Deci când ne apucăm de problemă, repetăm la nesfârșit ipoteza. Ce se oferă în problemă? Cine zice că e o problemă? Un triunghi isoscel?
Nu degeaba, imediat în minte fuge, se declanșează triunghiul și el, laturi două egale, unul la bază congruente, dacă duci și înălțimea de sus și pică la mijloc și mediană și mediatoare, toate, bisectoare și așa mai departe. În problemă, mai îi spune autorul, îi se iau două puncte A, M și A, N, nu la întâmplare pe laturile acelea, ci cu următoarea precizare. Că A, M e cât A, N. Și acum spun, nu degeaba, să țin eu minte. De ce A, M cât A, N? Am informația asta. Trebuie să o folosesc. Nu voi face problema fără să se împămbia. Autorul e zgârcit. Nu-ți dă nicio informație, îți dă cât să poate de puține informații ca pe tine să te pună la treabă, să raționezi. Și atunci tu știi un lucru. Nimic nu-i în plus. Și cum să-ți permiți tu să faci problema fugind după triunghiul AOE și AOF în care nu folosești AN cât AM, să zic. Poate folosești mai târziu. Dar tu, de la bun început, te focalizezi pe chestia asta. Trebuie neapărat să știi complet ipoteza. Deci triunghi isoscel. AM cât AN. Am dus perpendiculara în M. O dreaptă perpendiculară care mă tăia pe aia ce în E. Dincolo altă perpendiculară în N. Dreapta de 2 care mă tăia pe AB în F. Și îmi cere să arăt că AF e cât AE. Păi ce mai stau pe gânduri? Păi hai să spunem așa, fie triunghiurile AEM și AEM, sigur că da. Deci, și AFM. Sigur că da. Deci fie triunghiurile A, mi-ai spus tu în felul următor. Gata, am înțeles, hai să ne luăm de triunghiuri. Nu? Asta a fost mesajul tău. Am înțeles că trebuie să fim atenți la ipoteză, dar hai să dăm vreo la demonstrație. De acord, da. Deci demonstrație. Și spunem fie triunghiurile. Da. Și triunghiurile AME. AME. Și triunghiul AFM. AFM. Cele două triunghiuri A. Păi, prima oară AM congruent cu AN din doamna din ipoteză. AM da. AM cât congruent cu AN din de unde? Din ipoteză. Da. Așa. Unghiul AME congruent cu, nu, măsura unghiului AME. Da, măsura unghiului AME. AM egală cu măsura. Egal cu măsura unghiului AFM. AFM și este egal cu 90 grade. Corect. Adică am spus că trebuie să dreptunghice. Așa și așa, așa, mai avem. Ce mai avem? Mai trebuie ceva, un element. Andra. Ce? În triunghiuri A, M, E și F, N, A. Ce observăm ca să vede așa, să sare în ochi? Stă puțin. M, E cât F. Ce se observă? Anca. Deci în triunghiurile, încă o dată, în triunghiurile A, M, E și F, M, A, ce observăm? Că unghiul ai comun, mai profil. Aaaa, ce știu? Păi nu, uite, zic. Se repete. E același unghi și în triunghiul și în celălalt. Deci unghiul... Ce simplu. Da. Unghiul F-A-N, F-A-N, e congruent cu unghiul E-M-A, E-M-A, și spune comun. Comun, adică e și într-un triunghi și în celălalt, prins. Și acum suntem în cazul de congruență care? Latură unghi. Unghi, latură unghi. Unghi, latură unghi. Și poate, noi unghi și catetă. Catetă unghi. Da. Catetă, asta e catetă și asta e unghi. Corect.
și în partea cealaltă catetă, nu? 1. Deci catetă 1. Conform cazului de congres la două triunghiuri de frânghice, catetă 1, rezultă că triunghiurile triunghiurile luate în discuție, adică triunghiul AME congruent cu triunghiul AFM. Și din congruența triunghiurilor rezultă că AE congruent cu sunt congruente, adică AE congruent cu AF. Că unghiul MA nu e congruent cu FAN. Unghiul AME. M, A, N, păi ăla e A-ul care e comun, nu? L-am folosit. Unghiul A, E, M, A, E, M, E, adică 90 de grade, na. Adică mai poți să spui că și ce latură, M, E, e cât F, N. Asta vreme acum, spun. M, E, congruent cu? F, M. Și dacă insistăm, înseamnă că și unghiul ăsta de aici e cât ăsta de aici, nu? Uh-huh. Ăsta e dintr-un triunghi și celălalt din celălalt triunghi. Adică A, F, N. A, F, N. Unghiul ăsta e congruent cu unghiul? A, M, N. A? A, E, M. A, E. A, E, M. A, E, M, da? După dăm litera la mijloc. A, E, M. Și noi avem doar atât, că A, F e cât A, E. Subliniem A, E cât A, F. Asta a zis acel. Să arătăm că B, E e congruent cu C, F. Cum? B, E. B, E. B, E. Aha. Deci punem pe B cu E și pe C cu F. Păi să luăm două triunghiuri și astea să fie congruente și că... În care se intre B, E într-un triunghi și C, E în alt triunghi. Ar fi B, E, C. B, E, C, un triunghi. Da, și ce latură mai luat? Și C, E, F. C, E, F. Dar ce e? Ce? B, E, F. B, E, C. Da, și ce e? Ce? Nu ce e, F. Ce B, F. Da, ce B, F. Deci fie triunghiurile. Să scriu. Să le aici, să o suce. Și noi să scriem în partea așa. Deci, vom lua în discuție triunghiurile în care se intre, într-un triunghi se intre B, E, în celălalt se intre F, E, și să reușim să arătăm că cele două triunghiuri sunt congruente. Deci e vorba de triunghiul B, fie triunghiul B, E, C și triunghiul B, F, C. B, F, C. Deci pe cele două triunghiuri spunem că au. Avem B, E, B, C și F, C și E. Deci E, B, C, unghiul de aici? Da, B e congruent cu C, asta mi-am să zic. Nu cred. Ba, da, asta micuț cu asta micuț? Da, tu. Pentru că A, B și A, B, C e isoscel. Păi dar spunem tot unghiul B dacă vrei. F, B, C. Ăsta, așa? Da. Păi dar tu mi-ai zis E, B, C. Da. Da? Deci spunem așa. E, B, C. E, B, C. Unghiul FBC, Adi, e adevărat? Da. FBC, din triunghiul FBC, e congruent cu BCE, congruent cu BCE, din celălalt triunghi, ca fiind din ipoteza asta, unghiuri ale cui? Unghiuri ale triunghiului isoscel. Da. Ce mai au astea două triunghiuri? Că nu-i suficient asta. O. La onoare. La onoare. Cu. Cicu. Că zice un punct, cicu un punct. B, F. B, C, latură. B, C, latură comună, pentru că se repetă. Și între unul și în altul. B, C. Latură comună. B, C, da. Da. B, C. Latură comună.
Asta da. Deocamdată avem doar o latură și un unghi. Dar nu. Nu-i suficient. Nu-s dreptunghice. Deci nu, ori trebuie să arătăm că F, B, ne-ar trebui F, B, da, U, E, C, obligator. Fără asta nu pot face corect. Avem A, F cu A, E și A, B cu A, C, domn profesor. Avem A, F, tot am arătat că A, F este cât A, E. Da. Am arătat mai întâi. Și cum A, B toată era cât A, C, a fost și curățele să se păi asta era. Ipoteză, domn profesor. Aproape, dar raționăm un pic. Deci zicem așa. A, B, scriem. A, B, congruent cu AC, din ipoteză, avem că AF, congruent cu cine? Cu A e demonstrat. Așa, cu A e. Deci AB minus AF egal cu AC. Demonstrat asta și acum scădem membru cu membru și vine AB. Minus AF. AC. Egal cu AC minus... Deci segmentul AB, segment, punem așa, nu știu, ca să înțelegem că nu e vorba de congruență acolo, ci de egalitate din scăderea, ca lungime. Din tot segmentul scădem pe ăla, deci egal cu segmentul care... Domn profesor, da, AB minus AC. AB minus AF. Da, așa am zis. AB minus AF este egal cât AC. AC minus AF. Da, minus A. E. Și atunci AB minus AC este de fapt BF. Deci vine BF congruent cu? BF congruent cu EC. Cu CE. Cu CE. Da? BF cu CE. Subliniem asta. Da. Subliniem latură comună. Unghiul dintre ele. Și conform cadrului de congruență latură. Latură unghi. Latură, nu? Ăsta le-am subliniat, care sunt elemente de bază. Că am ajuns la ele prin raționament, e și redactat asta. Rezultă că trebuie luat în discuție. Rezultă prin... Triunghiul BFC, BFC, e congruent cu triunghiul BEC, BEC, și fiind congruente, rezultă că toate elementele sunt congruente două prin două. F că congruent cu C. Da. F B, nu? Nu F, F C. F C congruent cu. Congruent cu C. Cu B E, da? Ceea ce trebuie demonstrat și în plus ar fi de precizat că și unghiul ăsta de aici micuț, congruent cu ăsta, dacă cumva ne va folosi, putem să scriem, adică F, C, B, să scriem, F, C, B, congruent cu unghiul E, B, C, E, B, C, și unghiul ăsta tot mare așa, B, F, C, B, F, C, congruent cu unghiul B, E, C. Deci B, F, C cu B, E, C. Cu beca. Iată că am arătat și așa. Mai puteam prinde pe F, pe B, E și pe F, C în alte două triunghiuri. Eu aș fi prins pe B, E în triunghiul A, B, E. A, B, E. Iar pe F, C în A, F, C. Atenție. Deci pe BE l-aș fi prins nu în triunghiul BE, ce cum ați mers voi. L-aș fi prins pe BE în ABE. ABE. Și pe FC în AFC. Și aș, am avut deja, am clar că AB este cât AC, că AF este cât AE și că unghiul A e comun și triunghiul era congruent, mai munceam. Deci o altă soluție, dragilor, a fost asta pe care aș fi văzut-o, am văzut-o eu, că
Triunghiul AFC, AFC, cine intră în AFC, Adi? Intră FC, de care am nevoie, dar intră și AF și AC. Iar AF este cât AE. Și AB toate e cât AC. Și unghiul ai comun și ieșea deodată că e latură în latură, fără să mai muncesc să fac scăderea aceea acolo și... Dar e bine că ne-am descurcat. Deci n-am abandonat soluția. Și am muncit să găsim și cel de-al treilea element care n-a necesitat pentru cum găsim. Noi avem și ce? Trebuie să demonstrăm că AO e pe PC. Dar putem să demonstrăm, adică ar însemna că să demonstrăm că triunghiul ABO... Nu fiu O, aici ce suntem, nu? Nu, nu. AO perpendicular pe PC. Nu, la punctul suntem copii. La punctul B. N-ar demonstra că triunghiurile alea două sunt congruente. Triunghiul MFO congruent cu NEO. Păi nu s-o poți la văd? Nu, n-a spus la fel. Păi O este E. Dar uite că la A sunt două puncte, omule. Păi da. Păi da. La punctul A sunt două întrebări. Și la B trebuie să arătăm că MFO, MFO, adică triunghiul ăsta micuț, este cât ăsta din partea asta. Păi fie triunghiul, E nu e focul și triunghiul E nu e. Ce au acele două triunghiuri? Păi iau așa, unghiul E focul, unghiul E. Din demonstrație, că am muncit, da? Da, F cu N, M cu N. M cu N, că sunt triunghiuri de triunghiuri. Și mai au, să ne gândim, dar nu știu ce am amintit, am pierdut. O la o un comun. Nu e suficient. Unghiuri, unghiuri nu se poate așa. Ne trebuie o latură. M-O cu N-O. M-O cu N-O. Dacă poți să arăți, e bine. Dar trebuie să arăți, că nu avem de undeva M-O cu N-O. Dar mai repede M-F cu N-E. Auzi, mai degrabă M-F cu N-E, parcă aș spune. Dar ce ziceam eu înainte? Păi de ce vă folosiți? Cât a F cu A e și A M cu A N, domnul profesor. Sigur, noi am arăt, știm că am demonstrat mai devreme că tot A F-ul e că tot A E-ul. Corect. Iar A M din, cu A N din ipoteză și ce au rămas bucățelele astea sunt congruente. Da? Rapid. Și atunci triunghiurile astea luate în discuție sunt congruente pentru că au. Ori sunt triunghiuri dreptunghice. Da. Au catete, catete și unghi. Catete unghi, conform cazului de congres, catete unghi sunt congruente. Nu? Deci le luăm, zicem. Demonstrați. Păi demonstrăm de când ne-am apucat de problema asta. Da. Continuăm cu punctul B, da? La punctul B trebuie să arătăm că triunghiurile sunt congruente. Deci fie triunghiurile. Triunghiurile. M-O-F. M-O-F. Și triunghiul N-O-E. N-O-E. Despre cele două triunghi spunem că au. M-F cu N-E. M-F cu cine este egal? Cu A-F minus A-M. Da. Hai să scrim așa. M-F egal segmentul acesta, sau măsura segmentului, nu știu cum lăsați voi, măsura segmentului. Măsura segmentului MF, așa se notează? A, nu. MF, pur și simplu. MF, atât? Da. Să se subînțelege, dar MF e dreapta MF. Fetelor, când zicem dreapta MF, așa o notăm. Când zicem segmentul MF, așa o notăm. Dar când zicem lungimea segmentului MF, cumva numai atât a ziceți. MF, nu știu cum se notează. Așa, MF. MF? Puneți într-o întrebare așa ca... Da, da, mai... Nu, ia, arată un exemplu. Deci segment, în segment închis așa, segment deschis așa, MF, dar când vă referiți la lungime, asta vreau să spun eu. Pune o întrebare. De fapt, mai bine scrie în cuvinte, de lungime, a lui... Aia, lasă. Aia, matematică. Hai să lăsăm. MF, hai să acceptăm așa, MF între două bare, pur și simplu. Deci MF, aici MF, și am spus că este egal cu AF minus AM.
egal cu A F minus A M. Deci M F este A F minus A M. Iar N E este egal cu A E minus A N. A E minus A N. Și cum avem că A F e cât A E, A F e cât A E, A F e congruent cu A E. Deci A F e congruent cu A E. Și că A M e congruent din demonstrația asta. Și cum A M congruent cu A N, de unde știm că A M e cât A N? De unde știi? Păi A M e cât A N, nu cât A E. A M este cât A N. Așa, de unde știm acest lucru? Din ipoteză. Este scris acolo, A M e cât A N, uite. Din toată povestea asta scrisă din raționamentul de aici, rezultă că M F e cât M E. M F e congruent cu N E. Și acolo M F cu N. Deci M F e congruent cu N E. Și mai avem că unghiul F M O e cât O N. Măsura lui F M O cât O N O N E. Da? Da? 90 de grade. Măsura lui M F O egală cu măsura lui O N E și egală cu câte grade? Cu 90 de grade. Da. Alo. Alo. Alo, da? După aia lucrăm. Așa. Nu, că nu mai avem cum, dar ce aveam? A, ai venit acum. Jos ești acolo, nu? Poate nu mai două proteine. Așa. Poți să ajungă cineva? Da, poți intra, e deschis? Era deschis. Da. Așa și intră sus pe scări și deschizi o altă ușă și vin faci. La sala numărul 8. Cine? 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 Deci, să revedem. Deci M F O e cât O N E, de 90 de grade. Și ce mai avem acum? Triunghiurile astea au pe M F cât N E. Da, am. Au unghiul ăsta de 90 grade și mai au și unghiul de aici. Ca M, F, O, unghiul M, F, M, F, O, M, F, O, congruent cu unghiul, deci M, F, O, O, E, N, cu O, E, N, da, M, F, O, cu O, E, N. Da? M, F, E cu O, E, N. Din, de unde este adevărat chestia asta? Din demonstrație. Deci de aici rezultă și că măsura lui F nu e egal cu măsura lui M, F, O. Da. De clipa asta, triunghiul fiind dreptunghice și am o catetă și unghi ascuțit, e clară problema, da? Deci rezultă că, conform cazului catetă-unghi, catetă-unghi, triunghiurile luate în discuție sunt congruente. Deci triunghiul M, O, F, congruent cu triunghiul N, O, E. Congruent cu triunghiul N, O, E. Da. Și am dovedit că triunghiurile sunt congruente. Și acum să mai arătăm că A, O e perpendicular pe BC. Da. A, O, dreapta asta, pică perpendicular pe BC. Păi.
Păi trebuie să demonstrăm cu unghiul A, B, triunghiul A, B, O și mă punem cu A, C. Cu A, B, O. Cu A, C, O. Cu A, C, O. Asta ar trebui să demonstrăm, nu? Ca să fii perpendicular. Da. Eu zic, dacă am prelungiu aici, picat într-un punct S, S, ar trebui să arătăm că unghiul A, B, S este cât A, S, A, S, C, da? Asta ar trebui să arătăm. Da. Și avem A, M. Aveți A, B cu A, C. Da. A, S, latură comună. A, B cu A, C, din ipoteză. A, S, latură comună. A, S, latură comună, da. Și mai avem și A, și... Ma. Și... Unghiul ăla din A nu e jumătatea de la trebuie să demonstrezi. Asta e. Aici nu știu sigur că împărțit unghiul două, nu știu ce mi se pare. Deci trebuie să demonstrăm asta. Dar o demonstrezi dacă intri unghiul de carticine, nu? Adică... A, B, O. A, B, O. Dar ne încărcăm figura cu... Da. Nu are rost să mă încărcăm. Sau cum e trecută, domnul. Deci. A, F, O. A, F, O. Da, între așa A, E, O. Și A, E, O. Miruna, da. Dacă ne oprim la A, F, O și A, și E, O, despre da. Cele două triunghiuri. Am demonstrat, parcă, exact. Că sunt congruente. Da. Și fiind congruente. N-am demonstrat, dar... Acum fixăm. Da. A, F este cât A, E. F, O am demonstrat, F, este cât O e demonstrat. Și au latură comună. F este comun și au o chiar comună, latură, latură, latură. Exact. Triunghiurile sunt congruente și atunci unghiul ăsta e cât ăsta, da? Uh-huh. Și triunghiurile, fiind în calitatea asta, într-un triunghi isoscel, când AO capătă calitate de bisectoare și o prelungim, trebuie să arătăm că A, B, S este cât A, S, C. Asta ne trebuie acum. Da? Și avem că latura asta e cât asta, A este comună, unghiul de aici este cât ăsta datorită faptului că am demonstrat și iată că pică perpendicular pe BC. Din ce motiv? Pentru că triunghiul A, B, S este cât A, S, C. Și atunci și unghiul ăsta de aici e cât ăsta. Da? Deci ne trebuie neapărat mai întâi ce să arătăm? Că unghiul ăsta... Sunt congruente, că altfel nu putem mușca, nu ne putem duce la A, B, S cu A, S, C. Hai să redactăm asta. Deci, spune, fie triunghiurile mai întâi A, F, O, da? E triunghiul AFO și triunghiul care are? AFO și AOE. Despre cele două triunghiuri putem spune că au. Spune tu conductorul până când eu șterg tabla. Oi. Ce au cele două triunghiuri? Păi A, o latură comună, A, F cu A, E. Deci A, o latură comună. Da, A, F cu A, E. A, F cu A, E. Și acum trebuie să demonstrăm că ar trebui să mai demonstrăm acum că deci A, O e comun, am înțeles. Că A, F cât A, E. Ce mai trebuie? A, O, deci, latură comună. Mai le putem cota. Așa. Și unghi... cu copii. Și exact. O, și a demonstrat. O, s-a demonstrat cât e cât orice din costum. Ați demonstrat. Păi, F, O, cât o, am vorbit când am arătat că triunghiurile sunt congruente. Toate elementele sunt congruente. Când am demonstrat la B că M, O, F, e N, O, E, atunci ați demonstrat. Când am arătat că triunghiul F, M, O, e cât O, N, E, toate elementele sunt congruente. Deci F, O, e cât O, E. Da? Da. Deci ce bine e să scrim că toate elementele sunt congruente, că nu se știe când se iese de folos. Exact. Așadar, să zicem, fie triunghiurile,
Care triunghiul? A, F, O, cu A, O, E. A, F, O și A, O, E. Triunghiul A, O, E. Despre aceste triunghiuri... A, F, cu A, E. A, F, congruent cu A, E. A, F, da? A, F, congruent cu F este aici, da? Cu A, E. Apoi, A, O comună. Da, A, O latură comună. Și F, O cu O, E. Din demonstrație, am demonstrat mai înainte, din aceste trei lucruri, conform cazul de congruență. L, 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 foarte rar. Cel mult de Miruna. Cel mult dorit de Miruna, da? Cazul mult dorit de Miruna. Iată că în clipa asta unghiurile F, A, O, unghiul F, A, O, congruent cu O, A, E, O, A, E, și celălalt unghiul ăsta e cât ăsta, așa, și... E suficient pentru a spune că, în condițiile astea, unghiul cel mai tare, mi-am dorit să pot arăta că F, A, O, F, A, O, este cât O, A, E. Și acum, ne ducem în triunghiul B, A, S, deci fie triunghiurile B, A, S și B, S, C și B, S, C. Despre cele două triunghiuri spunem că ce putem preciza? B, S, latură comună. B, S, latură comună. B, S, latură comună. A, S, domnul profesor. A, S, da, da. A, S, latură comună. Așa. Că A, B este cât A, C. A, B, congruent cu A, C. Din ipotenuză. Și unghiul ăsta care l-am demonstrat. Exact. Și unghiul B, A, S. Da. Ăsta ne trebuia. B, A, S. E congruent cu unghiul S, A, C. S, A, C. Și acum, conform cazului de congruență care? Conform cazului de congruență... Latură... Nu. Latură, unghi, latură. Latură, unghi, latură. Latură, unghi, latură. Rezultă că triunghiurile luate în discuție sunt congruente. Adică triunghiul B, A, S. Triunghiul B, A, S. Congruent cu triunghiul... B, S, C. A, S, C. A, S, C. A, S, C. Și din congruența triunghiului rezultă că toate elementele celelalte sunt congruente. Dar pe mine interesează doar atâta. Că B, B, S, A. Triunghiul B, S, A. Unghiul B, S, A. E congruent cu unghiul A, S, C. Deci B, S, A. Cu A, S, C. A, S, C. Și fiind congruente astea două și cum suma lor fac 180 de grade, spunem și că B, S, A. Măsura lui B, S, A. Plus măsura lui A, S, C egal cu 180 de grade. Ce rezultă atunci? Fiind de congruență și suma lor fac 180 de grade, înseamnă că măsura lui B, S, măsura lui B, S, A egal cu 90 de grade. Pe jumătate egal. Da. Două. Deci înseamnă că A, O, A, O, e perpendiculară. A, O sau A, S, e perpendiculară pe BC, ce îi trebuia de la O. A, O, da? Cum zice Vlad? O, S sau A, O, S. A, S perpendiculară pe BC și am demonstrat problema. Dar ce vreau să vă spun, ca să încheiem. La geometrie nu-ți permis să, încă o dată clar să fie, să fie dat ceva în ipoteză, să nu valorificați. Corect.
Deci niciodată să nu credeți că autorul a fost așa de dar, niciodată niște informații în plus. El dă minim cu putință, este foarte zgârcit și cere maxim cu putință. Dar nici nu cere niște lucruri pe care să nu le poți face. Ci cere în virtutea ipotezei care îți oferă să te poți tu mișca, să poți intra în cazuri de congruență și să te duci în aproape, în aproape. Uneori ai nevoie de niște informații, cum am avut noi de unghiul ăsta, dar trebuie să ne ducem în alte triunghi să demonstrăm. Deci, de la o zi la alta, simțim că... de la o zi la alta, simțim că avem din ce în ce mai multă siguranță, câștigăm în experiență, și dacă la început nici nu vedeam două triunghiuri, acolo era panică totală, acum am început să vedem. Dar nu se poate face progres decât dacă suntem foarte hotărâți să muncim. Cum sunteți voi? Da? Hotărâți să venim la treabă, muncim zi de zi. Așa le spunem și celorlalți, dacă vor să aibă șanse să simte că au făcut progres, nu trebuie decât să muncească zi de zi. Și cu prof online, urmărind lecțiile de zi cu zi, au șansă și ei tot la fel. Așadar, la revedere! Vă mulțumim că l-ați urmărit pe prof online. O seară frumoasă, la revedere! Bine!